Bună ziua, stimați elevi, și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu Educația Economico-Financiară. Vă propun în minutele următoare să descoperim în ce constă un proiect pentru comunitatea mea. Sunt convins că la această disciplină vă doriți să scrieți, să elaborați cât mai multe proiecte. Totul pornește de la o întrebare simplă. Ce nevoi are comunitatea în care trăiți? Este foarte important să identificați exact acele nevoi de care are mai mare nevoie comunitatea voastră. Cum ar fi să propuneți un proiect pentru clasa în care învățați? Clasa ta este clasa care are propriile ei nevoi. Poate aveți nevoie de o tablă nouă sau de un nou mobilier? Evident, următorul pas este să propui un proiect pentru școala ta. Împreună cu colegii din întreaga clasă și din întreaga școală, puteți găsi cea mai potrivită alegere. Cum să te implici în procesul de luare a deciziilor privind prioritățile de investiții din satul, comuna sau orașul tău? Este ideal să te implici de la o vârstă cât mai mică. Într-o bună zi, vei conduce destinele comunității tale. Și iată și structura de proiect pe care vă propun. O scurtă descriere, cine sunt beneficiarii, care sunt costurile pe care le implică proiectul, care sunt activitățile pe care vi le propuneți, ce rezultate urmăriți și care vor fi elementele de vizibilitate și diseminare. Adică cum veți face promovarea proiectului. Acestea fiind spuse, vă doresc mult succes! La revedere!